dragilor, și bine v-am regăsit astăzi cu un nou clip. Vreau să vă arăt ce produse am terminat eu în ultima perioadă, că știu că nu v-am mai arătat de foarte mult timp așa ceva. Dar, ce să zic, am zis să vă arăt chestii așa poate puțin mai interesante, să mai termin mai multe produse de machiaj, pentru că așa să vă arăt șampoane uscate și demachiante. Haideți să vă arăt ce produse am terminat eu. Am să încep cu ceea ce consider eu mai plictisitor, și anume șampunul uscat. Însă, îmi place foarte mult această variantă prin simplul fapt că îmi place mirosul. Este Pink Pineapple. Îmi place pur și simplu mirosul, dar nu face ceva deosebit. Am o grămadă de demachiante. Atâtea mai exact. Două Bioderma. Una varianta Sensibio. Alta varianta cea pentru ten mai gras. Am aici o apă micelară de la La Roche-Posay. Avem și Yves Rocher. Cea care nu mi-a plăcut din toată povestea asta, cum să zic, acestea două nu sunt cele mai bune ape micelare de pe fața pământului. Adică demachează bine machiajul feței, la ochi nu se descurcă chiar atât de bine. Însă dacă folosiți un demachiant bifazic la ochi, vă descurcați cu oricare. De la Bioderma și cele de la Aven rămân preferatele mele și când mi se va termina stocul de încă 11.000 de demachianti pe care le am, voi mai cumpăra, nu știu exact ce, dar veți afla. Am aici două creme și anume aceasta de la La Roche-Posay Effa Clar, care este o cremă foarte bună și o recomand pentru o hidratare pe timp de zi, pentru tenul problematic, nu neapărat acnee, dar pentru ten mixt spre gras. Și am cumpărat de la farmacie și categoric am să o recupăr când voi rămâne fără cremă. Și această cremă de la Clinique, Dramatically Different Moisturizing Lotion. Greșeala mea a fost că mi-am cumpărat din greșeală... Mi-am cumpărat din greșeală varianta emulsie în loc de cea gel. Mie mi-a plăcut mult mai mult varianta gel. Această emulsie era mai mult pentru un ten mai uscat. Însă a fost în regulă și asta, te ține o grămadă crema asta. Un an m-a ținut, oricum, o grămadă, merită banii. Mai mult mi-a plăcut varianta gel, adică pentru cea pentru ten mai gras, așa. Și am văzut că o să apară o variantă nouă, ceva, un ultra gel, habar n-am ce e aia, dar abia aștept să apară și poate am să o cumpăr, de ce nu? Am și două tonere, acesta de la Pixi Glow Tonic, care este cu acid glicolic. Încă aștept. Eu chiar cred că ajută la semne. De fapt, acidul glicolic te ajută să-ți remediezi semnele post-acneice, orice ai mai avea tu pe ten. Am văzut că a apărut la Sephora și varianta mare, 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 mare. Este cam 50 de lei și îl folosești o dată pe zi. Eu am să-l recumpăr și categoric. Și acum mai am. Chiar îmi place. Nu știu. Sper chiar să funcționeze. Mai am un toner. Acesta de la Yves Rocher, care era cu acid salicilic, nu m-a impresionat, a fost un toner normal, nu știu dacă a făcut ceva, el ar vrea pentru por, minimizarea porilor, să fie clarifiant, adică purifiant. Nu știu ce să zic despre asta, dar a fost în regulă, nu știu. Dacă am să-l mai găsesc la ceva ofertă, poate am să-l recumpăr. Nu știu, mă mai gândesc. Am terminat și această loțiune de lentile de la BioTrue, de la Bausch & Lomb, sau Bausch plus Lomb, habar n-am. Oricum, este apa mea de ochi, eu zic apă de ochi, dar este de fapt loțiune pentru lentile preferată. Pentru că o poți folosi și pentru a-ți ține lentilele în ea, dar o poți folosi și drept picături de ochi, deci este 2-in-1. E foarte confortabilă. O găsiți în mai multe variante, și mai mică și mai mare, și pe asta o tot recumpăr. Și am terminat și acest deodorant. Nu vă mai vorbesc despre deodorante, este balea, n-are aluminiu. Când am să-mi găsesc deodorantul preferat sau deodorantele preferate, Doamne ajută! Am să vă vorbesc atunci, că simt că vă plictisesc tot spunându-vă de am încercat și deodorantul ăsta, am încercat și deodorantul ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta și ăsta. Ah, când am să găsesc, am să vă spun. La fel ca atunci cu soțul, știi? Când l-oi găsi, voi anunța și pe voi. Și trecem la machiaj. Am terminat două fonduri de ten.
Acesta de la Bourjois Healthy Mix, iar evident Fit Me Maybelline. Bourjois Healthy Mix este un fond de ten foarte bun, în special pentru tenul uscat, normal. Merge și pe mixed, de ce nu? Este primul meu fond de ten pe care l-am cumpărat. Asta este clută, deci l-am ținut o grămadă. Și nu știu dacă am să-l recumpăr. Oricum, este un fond de ten foarte bun, nu m-a dezamăgit, l-am folosit foarte mult. Și are și un preț destul de bun. Nuanța este N52 Vanilla. Dar oricum, este un fond de ten foarte bun pentru tenul uscat. Adică eu aveam impresia pe vremea aia că am tenul uscat, nu l-am, dar m-am descurcat foarte bine și cu tenul mix pe care l-am în fapt. Și Fit Me, știți prea bine că este fondul meu preferat din gama asta ieftină. 105 nuanța. N-am ce să cer. E, face tot ce trebuie. Am 3 rimeluri. Le iau pe toate așa pe, deodată ca să nu fac clipul atât de lung. Îl am pe acest de la Marc Jacobs, care mi-a plăcut foarte mult. Este un rimel, nu este foarte dramatic, deci pentru cele care, fetele care sunt adepte ale unui look mai natural când vine vorba despre gene, acest de la Marc Jacobs este unul foarte bun, este rezistent, nu cade, nu nimic, este foarte, foarte bun. Nu este atât de dramatic cum sunt acestea două, dar nu m-a dezamăgit și categoric, cred că am să-l recumpăr. Nu știu, sincer, mie îmi place sincer. Sincer, sincer, cât de sinceră sunt eu, nu? Mie chiar îmi place acel aspect dramatic al genelor, însă sunt zile în care vreau un look mai natural și am mers. Acest Marc Jacobs s-a pliat foarte bine. Pe cele două rimeluri preferate ale mele, L'Oreal Paradise Aesthetic și Musiu Big. Deci, pe scurt, ăsta este cel mai bun rimel pe care l-am încercat vreodată, Musiu Big, Lancome, îl găsiți în Sephora. Niciunul dintre acestea două nu sunt rezistente la apă, deci dacă le atinge apa este cam nasol, însă compensează prin efectul pe care îl dau genelor de un milion de ori. Revenind, acesta este foarte bun. L'Oreal Paradise Aesthetic este aproape, deci, cum să zic, aici este Musiu Big și fix aici aproape ajunge, îl ajunge Paradise Aesthetic. Parcă ăsta îmi place cu ceva mai mult. Nu știu cu ce, însă îmi place o idee mai mult. Oricum, este 50 de lei, acesta este peste 100, na, este varianta aia, adică e Lancome, brand high-end, te aștepți la un anumit preț, 100, oricum până în 150. Eu vă recomand dacă ieșiți să-l cumpărați din duty free-uri, pentru că acolo se găsește și am dat 115 lei pe el. Nu pe varianta asta, pe varianta mare. Dar dacă vreți o variantă mai ieftină, mergeți pe Paradise Aesthetic, n-o să regretați, este și ăsta incredibil pentru ce preț are, deci consider că acest rimel e clar revoluționar odată cu ăsta. Iar ultimele, dar nu cele din urmă două produse, sunt niște produse de sprâncene și anume Cabrau de la Benefit, care și-a dat duhul în nuanța 2. Sincer, este un produs de sprâncene foarte bun, însă nu cred că am să-l recumpăr, pentru simplul motiv că am descoperit Anastasia Beverly Hills Deep Brow. Deep Brow-ul m-a și ținut mai mult. Acesta se usucă foarte repede, deci Deep Brow-ul l-am de un an, nu s-a uscat încă, pe asta cam un an l-am folosit și încă mai am o grămadă de produs și l-am folosit mereu, adică în tot acest an a fost singurul produs de sprâncene pe care l-am folosit. Deci nu s-a uscat Deep Brow și ăsta e dublu la preț față de produsul de la Anastasia. Deci dacă nu găsiți Anastasia Beverly Hills și nu vreți să riscați să cumpărați de pe site o nuanță care nu vi s-ar potrivi, mergeți pe Cabrau. Este singurul produs de sprâncene de la Benefit pe care eu sincer l-aș cumpăra. N-aș cumpăra creioanele pentru că consider că se termină mult prea repede pentru prețul pe care l-au. Și, dar Cabrau este o investiție bună și are și pensul aici, deci vă și salvează de o achiziție în plus. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, este acest gel de sprâncene de la Essence, Make Me Brow, nuanța Blondie Brows. Eu îl folosesc și acum, după ce mă dau cu pomadă, mă dau cu acest gel pentru a mai umple niște goluri, că nu-mi place să umplu absolut toate golurile din produsul de sprâncene din pomadă, adică vin cu acest gel, el nu fixează, iar apoi vin cu un gel fixator și perfect,
am sprâncene bușii, exact cum îmi place mie. Și cam asta a fost totul și pentru acest clip. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult de vizionare, sper că v-a plăcut acest video și spuneți-mi și voi ce produse v-au plăcut din ceea ce v-am prezentat, dacă o să încercați niște produse pe care vi le-am prezentat voi și mai dați-mi și voi recomandări de produse, pentru că sunt mereu în căutarea de a încerca produse noi. În cutiuța cu descrieri aveți Instagramul meu unde vă invit călduros să mă urmăriți. De asemenea, lăsați și aici un subscribe și un clopoțel, pentru că chiar vreau să vă am aici în familia asta atât de frumoasă de pe YouTube și să creștem împreună. Noi ne revedem în următorul clip, iar până atunci eu vă pup tare, tare dulce! Mua!